Slava lui Dumnezeu, stai în ascunde a lucrurilor, iar slava împăraților, stai în cerceta a lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Hai să citesc în cartea împărați, 2 împărați, capitolul 2, versetul 2. Nu să mai citesc tot, o bună parte din tot capitolul, cum am făcut data trecut. Dar voi citi primul verset. Când a voit Domnul să ridice pe Elie la cer, într-un vârtej de vânt, Elie pleca din Gilgal cu Elisei. Sâmbătă am vorbit despre, despre acest text. Și o să încerc să spun metodă naturală de a trece la un alt nivel. Metodă naturală de a trece la un alt nivel. Atunci, dacă vorbesc de o metodă naturală de a trece la un alt nivel, există și o metodă sau alte metode care există, dar nu sunt neapărat cele mai naturale. Hai să-ți dau un exemplu. De exemplu, un copil, pentru a se naște, există calea naturală. Ajunge la un la 9 luni sau ceva de aproximativ, la 9 luni, vine momentul și începe, se declanșează durerile nașterii și se naște. Da? Asta este calea naturală, dacă pot să spun așa. Dar uneori un copil se naște și nu se întâmplă așa. De exemplu, unii, calea naturală nu merge și trebuie intervenție, ce trebuie operat. La alții chiar nu ajung până la 9 luni din cauza unei probleme de sănătate, ori pentru copil, ori pentru mamă, se intervine înainte. Este tot o naștere și de multe ori, mulți de exemplu care se nasc fie un pic înainte, adică nu prea înainte, mă refer poate la 7, un la 8 luni, sau care se nasc prin, printr-o operație și nu naturală, mulți dintre ei se dezvoltă și cresc normal. Și când vezi copilul, dacă nu ți se spune, nu vei ști că, de exemplu, s-a născut la 8 luni sau când s-a născut, nu a fost pe calea naturală, a fost printr-o operație. Deci, există și pentru creștere, trecerea de la un nivel la altul, există niște, e o cale naturală sau o metodă naturală, dar apoi sunt și alte metode care ajung și care ți aduc la acest rezultat. Și pentru că am zis săptămâna asta vreau să fiu practic, să trecem la practică, dar în România am auzit această zicală, teorie, dar practică ne omoară și nu este fals de multe ori. A trece la practică, acolo este provocare. Dar nu poți să treci la practică dacă nu știi exact ce trebuie să faci. De aceea este important să fie teorie. Că atunci să știi ce să faci la practică. Deci, deși există diverse metode de a trece la alt nivel, probabil voi vorbi doar de două, apoi ca să continuăm ce se întâmplă, multe alte lucruri interesante care se întâmplă în cartea Esterei. Deci, probabil două sau trei. O să văd cum, o să fiu calauzit, dar hai să încep cu această cale sau această metodă naturală de a trece la alt nivel. Vrei să treci la alt nivel? Găsește o persoană care e la alt nivel, într-un domeniu care te interesează și merge un drum cu acea persoană.
À toutes. Veille sa tèche la haute nivelle. Gassèche te aux personnes. Car il y a, la haute nivelle. Si merde, j'ai un drum kouya. Bien, quand j'ai merde, un drum kouya, nous dit, ou que t'es en train de faire plus est, beaucoup est. Quand j'ai merde, un drum kouya, me réfère la drumul ou tchénichi. Ce matin, me partager d'esprit. Deux ouameni, un drum, deux résultats différents, deux niveaux différents. Desira, challenge drum carré la parcours, Elise Chili, in capitole tout cas tout le monde au parcours à l'échelle drum dans la société fait car à mince là on a niveau dans nous la l'échelle niveau Bible à ce moment là la verset tout le à cette vitesse verset tout nous passait chez pekin merdjaou yei vorbind. Et quand mergeau yei vorbind, yata kon kar de fok, chiniste kai de fok, yau despartit pe unul pe altul. Aici era schimbare de nivel pentru Elise. Apoi a venit vertejul, era schimbare de nivelul pentru Elie. Kai și carele de foc, sau aici zice, carul de foc și cai de foc care au venit pentru Elise. Pentru câteva versete, câteva capitole mai în față o să le găsim tot în jurul lui Elise. Trecuseră la alt nivel. Dar a mers un drum cu un om, Ilie, care era la un nivel mai înalt decât el. Au mers pe un drum împreună. Și bineînțeles, drumul ăsta este este o imagine. Noi știm că Elise a mers cu Ilie înainte chiar acea zi când Ilie a fost rapid. Dar este o imagine frumoasă, e imaginea care ne învață doi oameni care merg pe un drum. Și unul e la un alt nivel. Și îl ajută pe celălalt să treacă la un alt nivel. Asta e practic. Vrei să treci la un alt nivel. Găsește cineva. O persoană care este la un alt nivel și merge un drum cu ea. Acum va trebui să dau câteva exemple. Azi o să dau un exemplu personal. Mi-amintesc. Mi-amintesc bine ce vreau să zic, dar... Hai exemplul ăsta, o să-l dau mâine. Pentru că va trebui apoi să explic anumite lucruri și... Da, îl dau mâine. Dar ce vreau să spun prin asta? De fapt, acest lucru care tocmai ți-am zis, pare banal, dar e foarte puternic. Găsește pe cineva care e la un alt nivel, un nivel mai sus decât tine, mergi un drum cu acea persoană. Și la un moment dat treci și tu la alt nivel. Și asta nu se întâmplă doar, cum să spun, în domeniul religios. Nu, se întâmplă în viață, pur și simplu. Și în lucru de zi cu zi. De exemplu, era o perioadă unde, pentru a învăța o meserie, unul mai tânăr mergea și lucra pentru unul care era în meseria respectiv de mult timp și așa se face un transfer de cunoștințe. El mergea un drum cu stăpânul lui pentru că se ducea să muncească, deci relația era foarte clară. Dacă tu, de exemplu, vrei să înveți de la cineva, dar nu ți este clar că el este mai mare ca tine, nu s-a primit nimic. Sau vei primi foarte puțin. Când zic mai mare, nu mă refer
Il sait sur le cœur. Comme ça exprime ça. Elle dit, très bien, sa fille consciente que, un stade là, on a le niveau, da. Ști e lucru care nu le știu și care vreau să le învăț. Și trebuie să fie clar cine este învățătorul și cine este ucenicul. Când Elisei merge împreună cu Elie, în mintea lor este clar cine este învățătorul și cine este ucenic. Există unii care vor să învețe de la unii de la alții, să zic așa, dar nu vor să aibă această relație. Pentru că ei consideră că e un militor să fie, pentru unii sunt prea mari, că pentru ei e un militor să fie ucenic. Pe cine e cu tare să mă învețe pe mine? Dumnezeu rezistă celor mândri. Ah, cu mândria asta nu se trece la un alt nivel. Nu treci la alt nivel. Ah, la alt nivel de mândrie. Da, poți. Da. La alt nivel spiritual, nu. Doi oameni merg împreună, dar vreau să vezi aici, pentru fiecare ei doi, este clar cine este învățător și cine este ucenic. Un aspect important. Găsește un om care este la alt nivel. Și merge un drum cu el. Dar în acel drum să fie clar pentru tine că tu ești ucenicul. Și nu-l trata ca și cum este colegul tău. Chiar dacă aveți același vârstă sau chiar dacă e mai mic ca tine. Moise era mai mic de vârstă decât Aaron și Maria. Mult mai mic. Dacă Maria era destul de mare să se ducă să supravegheze, să vadă când Moise bebeluș este pus în coș și pus pe Nil și ea îl urmărește, se uite, vede ce se întâmplă cu el, se întoarce și spune la mamă, de fapt vorbește și cu fata lui Faraon și spune, vrei să mă duc să caut o femeie? Din poporul evreu ca să lapteze copilul. Deci nu era o fetiță de 3 ani. Da. Era mare, mai mare decât Moise. Și Aaron era mai mare decât Moise. Dar, când era vorba de lucrarea lui Dumnezeu, ei știau locul lor. Și când într-o zi a uitat că era locul lor, Dumnezeu a coborât și l-a pus imediat la locul lor. Am mai vorbit despre asta? Nu s-a mai vorbit despre asta. Deci, găsește o persoană și să fie clar pentru tine. Vreau să învăț de la această persoană. Mergi un drum cu cineva și treci la alt nivel. E metodă naturală. Domnul Iisus a făcut același lucru cu ucenici. I-a chemat, a mers cu ei și pentru că ei au mers cu Domnul, au trecut la alt nivel. Vezi, unii poate te aștepta, ok, vrei să faci, să treci la alt nivel. Faci un program de citire a Bibliei, uite, faci un program de rugăciune, faci un program de post. Toate aceste lucruri au locul lor, au rolul lor, dar pe unii v-am surprins când am zis, vrei să treci la alt nivel, găsești o persoană. Să zic, mă așteptam să-mi spui, uite, program de rugăciune, trezește-te la 4, fa asta, fa asta, fa asta, asta au locul lor, dar modul natural. Găsește o persoană care e la alt nivel și mergi un drum cu acea persoană, dar în acel drum să fie clar cine e învățător, cine este ucenic. Pentru ei doi era clar. La un moment dat, Elie îl întreabă pe Elisei, ce vrei să-ți fac? Pentru că pentru Elie era clar
cine mai mare? Cine va binecuvânta pe cine? Cine va transmite ceva valoros la cine? Era foarte clar pentru Eli. La fel era foarte clar pentru Elisei. Pentru că răspunde, să fie peste mine o îndoită măsură din Duhul tău. Era clar pentru Elisei ce vroia. Și de la cine vroia. Am opresc aici astăzi. Mâine o să-ți dau un exemplu personal. Găsește o persoană. Dumnezeu să te binecuvânteze.